Unele puncte au fost evocate de domnul Crăciun și am uitat eu să le evoc. Voiam să completez, Claudiu ai lipsit, dar am spus că în Sinaia lipsește o mediatecă, nu o bibliotecă. Biblioteca este prea puțin și nu este, este static. Deci trebuie o mediatecă. Asta am spus-o. Și în al doilea rând, întrucât domnul Crăciun a vorbit de întâlnirile cu copiii, vreau să vă spun că în Franța se produce, nu o să vă vină să credeți, dar se produce același lucru. Eu când sunt invitată la una din mediateci din orașul respectiv, subvenționat de primărie, care mă invită printre alte activități, nu numai eu, să prezint o carte sau să vorbesc despre cărțile mele și așa mai departe, copiii pregătesc întâlnirea și fac un tur prin clase, deci profesorii pregătesc copiii înainte, învățătorii, pentru că e mai degrabă la ciclu primar. Deci, ei pregătesc poveștile respective dinainte. Copiii joacă rolurile respective, fac desene, îmi fac chiar unele cadouri, desene cu inspirate din personajele povești. Deci exact ce a spus dumneavoastră, că ați făcut în Moldova, eu fac în Franța. Deci asta este foarte interesant, că acolo că spuneați că în România nu se face. În, mai sau mai puțin. Acolo, atunci când cineva se duce, un scriitor, un editor, editorul mai puțin își prezintă cartea, pentru că nu e editorul, dar dacă merge însoțit de editor, totdeauna se pregătește momentul respectiv cu învățătorii, deci în orice caz în cadrul mediatecilor, dar o să mai vorbim despre asta, nu vreau să acaparez așa. Alt punct pe care voiam să-l și l-am uitat este că în Franța există salonul cărții pentru copii, pentru tineret, de fapt, carte pentru tineret, care se desfășoară la Montreuil, lângă, e absolut lipit de Paris. Ați fost, bănuiesc, pentru că v-am văzut afirmând, așa, care este absolut o oază de fericire pentru copii, este foarte bine organizat. Copiii se așează peste tot, se servesc din rafturi cu cărțile, citesc pe jos, pe unde pot, se așează cu părinții, mă rog, părinții le cumpără sau nu le cumpără, dar oricum cumpără destule cărți, dar oricum este ceva, un eveniment deosebit. Pentru editorii de carte pentru copii, vă invit să puteți, dacă puteți, în măsura posibilităților, să veniți la acest salon. Și la al treilea rând, pardon, cu ani în urmă, atunci când mi s-a spus de la o editură că se retrage pentru că se retrage din catalog, pentru că ei nu le țin mai mult de 5 ani în catalog pentru vânzare, după ce vând un număr considerabil de cărți, le retrag, mai rămân câteva pe stoc, îmi propun, bineînțeles, să cumpăr, pentru că așa se face, așa e practica prin contract, și la urmă, dacă le mai rămân 200, 100, ce știu eu, de cărți, le trec la pilon, se numește, adică le toacă. Eu atunci am avut o reacție de răzvrătire, pentru că nu pot să-mi imaginez o carte tocată, măcinată, și am luat legătura în România cu cineva pe care am o relație, pe care am avut-o, să ia legătura cu Ministerul Învățământului, să facem o donație în școlile din România, cărților pe care le aveam acolo și pe care mi le propuneau la un preț absolut simbolic. La Ministerul Învățământului mi s-a spus, închei cu o notă proastă, dar asta este, mi s-a răspuns, dacă vin eu să le aduc și să le duc eu în țară, la bibliotecile din școli. Ori eu nu puteam să fac asta, nu aveam cum să fac, mi-ar fi plăcut, dar am și o viață profesională, așa cum spunea domnul Crăciun, nu trăim din cărți, eu absolut, la mine e absolut o fantezie plăcută, nu absolut deloc nu trăiesc din asta, deci era exclus să pot să fac asta și am renunțat. Asta am vrut să vă spun, deși cu puțină tristețe. Vă dau. Mulțumesc foarte mult, dar apropo de ce nu s-a spus aici, nu știu dacă ai spus că ai câștigat, deci IBI, ai spus, da? Vedeți că n-a spus, da.
Da, are un premiu internațional, IBI este o organizație internațională pentru copii și tineret și este laureat a IBI. Vedeți ce înseamnă modestia și să-i dau cuvântul doamnei Carmen Iordache. Da, mă, bine veniți aici! Mulțumesc, mă bucur de această plăcută ocazie și coincidență, pentru că mă bucur de două ori. O dată în calitate de autor și editor de carte pentru copii și tineret. Și în al doilea rând, de originară din această regiune, deci de la Bușteni. Dacă doamna Neculescu povestea despre liceul din Sinaia în 71, eu de-abia intram spre liceu, adică așa, dar mi-am dat seama de emulația pentru limbi străine și așa, în general, pentru cultură din această zonă. Mă bucur pentru că și doamna Neculescu și domnul Crăciun au amintit de aceste eforturi, dar și bucurii pe care le-au editorii cu vocație pentru literatura pentru copii, că trebuie să fii dăruit pentru așa ceva și să găsești formule de a te apropia de copii, de sufletul copiilor, de a scrie ca să te înțeleagă pe înțelesul lor și aș avea aici de menționat și aceste eforturi pe care editorii, domnul Istrate, care se străduiește de fiecare dată să încurajeze literatura pentru copii și tineret, care este prețuită cu adevărat prin această formulă IBI și în toate, să spunem, centrele universitare unde se studiază literatura pentru copii și tineret. Pot să spun că numai de 2 ani Uniunea Scriitorilor din România a reintrodus premiul de literatură pentru copii, care a avut o întrerupere destul de lungă, pe motiv că literatura pentru copii ar fi una minoră, după domnul Nicolae Manolescu, ceea ce nu este adevărat, poate e literatura care se scrie cel mai greu. Ca să captivezi un copil, trebuie să-i oferi și substanță narrativă, și forță epică, și personaje pe măsură. Noi avem scriitori încă în viață, apropo de vii, da, care să vină să vorbească, să citească copiilor, să-i cunoască. Și de fiecare dată când îi cunosc, aceștia se emoționează și chiar doresc să citească mai mult din scriitorul respectiv. Acesta este adevărul, numai așa putem să ne apropiem de copii. Eu felicit pe domnul Crăciun că a ajuns și în aceste regiuni românești în care toți ar trebui să ne propunem să ajungem, să-i sprijinim, să-i încurajăm și pe copii și pe dascăl, pentru că nu este ușor ceea ce reușesc să realizeze acolo. Eu mă bucur că în Republica Moldova sunt de acord cu ceea ce s-a afirmat. Există într-adevăr o emoție, un respect față de scriitor pe care îl văd polarizând tot salonul cărții și asistă la aceste întâlniri cu scriitorii într-un mod activ, așa cum povestea și doamna Neculescu. Adică se dramatizează, se citesc înainte pagini, se selectează și pe urmă îl ascultă și are loc și un dialog între copii și scriitori. Cam așa ar trebui să facem, să realizăm și noi. Aici la Sinaia probabil vom reuși în anii următori, dacă va fi un pic decalat târgul să fie mai spre 1 septembrie, cred eu. Și aș vrea să o întreb pe doamna Neculescu, dacă tot este aici, așa să fie o masă rotundă activă, ne povestea despre această tendință
a editorilor francezi de a simplifica povestea, de a o trata într-un stil modern, dar aș înțelege păstrând drama narrativă, adică povestea, acțiunea, și simplificând din ce? Din pasajele descriptive, personaje, și adică să fie mai puțin încărcată, mai puțin stufoasă. Vă rog. Da, mai puțin stufoasă, dar nu trebuie să credeți că se simplifică la modul narațiunii și al personajelor, al frazelor mai mult, al încărcăturii lingvistice. Acolo unde în românește sunt foarte multe repetiții, asta nu trebuie să negăm, în poveștile românești sunt repetiții și lucruri care, pe care el le înțelege, le intuiește. Deci nu trebuie să îi le explici, nu trebuie să îi explici copilului absolut tot, pentru că el intuiește destul de mult. În sensul acesta, trebuie, literatura pentru copii trebuie să-l incite să gândească. Pe de altă parte, adică nu trebuie să, poate că m-am exprimat greșit, dar nu se simplifică. Dimpotrivă, se îmbunătățește din punct de vedere al structurii frazei. Știți, fraza franceză este cunoscută ca fiind carteziană și nu începe cu orice și se termină cu orice, așa cum facem noi în limba română, este destul de bine structurată și din cauza aceasta aș vrea să vă spun că de fapt nu se simplifică narațiunea, ci se simplifică tot ce este superflu, tot ce este în limbaj, mai ales, în limbaj, în repetiție. Asta o știm cu toții. Dacă v-am răspuns, nu știu, dacă... Da. Vreau să propun și eu o ocazie, domnule Negurescu, să nu trebuie ceva ce vă frământe mai demult. Noi, în România, avem ateliere de scriere creativă, au apărut în ultima vreme, pentru copii. Mulți fac ateliere de scriere creativă, chemați copiii peste tot și sunt învățați să scrie, mă rog, creativ. N-avem asemenea ateliere, n-am avut niciodată, pentru scriitorii de literatură pentru copii. Scriitorii de literatură pentru copii, după părerea mea, mă rog, poate ar fi avut și ei nevoie cândva, cum sunt școlile de scriitori, ca să zic așa, de echilibere din străinătate. Ei s-au apucat să scrie unii venind dinspre literatura, să zic așa, marea literatură, literatura pentru adulți și având talent, au mai, mă rog, în sfârșit, într-o weekend, cum zic ei, că e literatură de consum, eu nu sunt deloc de acord, au început să scrie pentru copii. Alții, din capul locului, au zis, domnule, eu scriu doar pentru copii și aveam puține cazuri de acest fel, și așa mai departe. Așa să întreb, cum ajung scriitorii de literatură pentru copii din Franța să devină scriitori de literatură pentru copii? Că la noi e și aici un haos, adică fiecare se apucă cum vrea și încă ceva. La ora actuală, critica din România, neocupându-se de literatura pentru copii, nu avem criterii axiologice de valorizare. Nimeni nu face ordine, nimeni nu vine să spună scriitorul acela scrie bine sau nu scrie bine, editurile fac și ele cum vor, editurile, unele dintre ele și-au făcut așa un fel de politică și e normal să fie așa editorială, publică numai anumiți autori, doar cei care apar acolo spun, ceilalți nu există, se autopromovează, dacă te duci peste tot, auzi doar de... Nu dau nume, dar doamna știe că deci poate nu cred că e cazul dumneavoastră, dar alte mari edituri, numai pe aceea, dacă au și ziare în subsidiar, în ziare se scrie doar despre acei autori, alții nu există și așa mai departe. Sunt caste, nu poți să treci de acest zi. Dacă ești un autor tânăr în România, n-ai făcut nicio școală, nu te-a învățat nimeni, n-ai o mare editură în spate, n-ai pe altcineva, deci ești aproape sinucigaș, dacă vrei să faci. Și totuși sunt oameni care fac lucrul ăsta. Și așa să o întreb pe doamna, cum este acolo? Eu chiar sunt curios. Sunt multe întrebări într-una. În legătură cu profesionalizarea aceasta de care vorbiți, pentru că asta a fost prima temă, evident că sunt ateliere de creație, dar astea pentru tineret, de
deci încep din faza de școală, așa cum se face și în România, bănuiesc, da. Pentru scriitorul, scriitor care începe să scrie sau poate care a scris altă literatură și se orientează către literatura pentru copii, cel mai bun măsurător și, cum să spun, profesor, între ghilimele, este editor. Editorul în Franța nu te acceptă. Dacă scrii prostii, cum spune, de nave, nave înseamnă napi. Adică dacă scrii așa, morcov, napi, așa, nu are nicio valoare, el nu te primește. Deci este, eu din proprie experiență, vă spuneam mai devreme, când am trimis, nu știu dacă am spus și asta, când am trimis primele texte la editurile de cărți pentru copii în Franța, au fost refuzate. Și nu pentru că nu erau bine scrise, mi s-a și spus, dar pentru că erau prea stufoase, pentru că tot felul de... Și mi le-au respins de multe ori, dar totul este să fii perseverent în viață. Știți, eu am asta de multă vreme, poate că dintotdeauna. Totul este să fii perseverent, să nu... Nu este la modul că te dă afară pe ușă și intri pe fereastră, nu. Dar să fii, să știi, să crezi, să crezi în ceva. Și am crezut că voi face acest lucru și am realizat până la urmă. A trebuit să găsesc prima, mi-amintesc prima editoare, a fost la, pentru copii, a fost la Albert Michel. Întâi am publicat o carte în traducere, un roman, dar la Hachette. După care am fost la Albert Michel, am cunoscut, i-am trimis textul și editoarea m-a sunat. Și mi-a spus că o interesează foarte mult, era fata moșului cea isteță. Dar în română, dar eu mi-am dat alt titlu împreună cu editoarea. Totdeauna titlurile se stabilesc cu editorul. Totdeauna. Pentru că titlul este comerț. Titlul înseamnă comerț. Deci nu pot să spun eu după fantezia mea, numai editorul știe ce se poate vinde la ora aia pe piață și deci titlul trebuie să atragă, să agațe, cum să spun, publicul. Deci între editor și publicul consumator, deci cel care cumpără, acolo se face triere, selecția. În orice caz nu se scriu prostii pentru că nu se vând. Niciun editor nu-și, cum să spun, riscă banii și, mă rog, efortul, pentru că este și efort, nu numai bani, publicând ceva care nu o să se vândă. Deci este absolut, bineînțeles că sunt și rateuri, este normal, dar, în general, facem o triere, o selecție foarte, foarte riguroasă. Despre asta vorbim și mai devreme de rigoare. În al doilea rând, asta în legătură cu profesia, deci cu profesionalizarea și cu școlile, exact ce v-am spus, sunt ateliere creative pentru elevi, pentru studenți, dar după aceea, când se lansează, cred că sunt absolut... Eu cred că nu am căutat niciodată, dar bănuiesc că pe internet le găsiți. Deci este o emulație, așa, scris. Eu sunt și membră a ceea ce este în România, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Scriitorilor Francezi, care se numește Societatea Oamenilor de Litere, SGDL este, care este însă societatea, deci dacă ești membru, ești societar, se numește, adică particip la... Da? Și acolo am un departament pentru literatură pentru copii, în afară de asta fac foarte multe reuniuni în care sunt întâlniri cu scriitori mari, cu scriitori foarte cunoscuți, care dau anumite tehnici, vorbesc de anumite tehnici. Sunt foarte multe de genul acesta. Eu, să vă spun drept, nu particip la toate, că nu am timp, dar se face foarte multă activitate pe tema aceasta. Deci, încă o dată vă spun, nu se pot publica prostioare, ca să zic așa, de ghilimele, pentru că editorul nu le acceptă. Deci editorul este un fel de cerber, așa, care stă acolo și el judecă în funcție de ce impact are. De multe ori mi s-a spus, editorul mi-au spus, cărțile pe care le le-am dat, le-au dat copiilor din preajma lor. În afară de asta trebuie să mărturisesc că personal am avut în preajma mea prieteni cu copii de vârsta pentru care scriam, pentru că totuși trebuie să te adaptezi, să scrii în tranșe de vârstă, cărora le-am dat manuscrisul meu să-l citească și să-mi spună. Și unii dintre ei spuneau, da, da, am spus niște cuvinte pe care nu le știm. Nu pentru că nu le erau de limbă, dar era limbă prea sus,
susținut prea mare pentru ei, alt nivel de limbă. Deci trebuie totdeauna să ponderezi în funcție de tranșa de vârstă. Mulțumesc foarte mult. Încă o dată s-a dovedit că nu contează cât de mulți sunt la o manifestare. Sigur că ne-ar fi dorit să fie mai mulți, dar aici a fost un adevărat spectacol al ideilor.